Se pare că premierul s-a simțit bine la noi în județ, deoarece în nici 10 zile acesta se reîntoarce la satul mare pentru a vedea investițiile realizate aici de concernele străine. Victor Ponta va vizita parcul industrial, după care se va întâlni cu autoritățile locale și județene. Împreună cu prim-ministrul va veni la satul mare și vicepremierul Liviu Dragnea. Este o plăcere deosebită să pot să anunț locuitorii județului Satu Mare că în interval de 10 zile primul ministru al României a ales din nou să vină în mijlocul sădărenilor. Nu este puțin lucru, pentru că sunt foarte multe județe în țară unde încă n-a ajuns. În această perioadă, după întâlnirile oficiale programate, Victor Ponta împreună cu Liviu Dragnea, de data aceasta în calitate de lider ai Partidului Social Democrat, vor pleca la o activitate organizată în cinstea celor 1000 de tineri noi membri ai PSD. Aceștia își vor primi în prezența conducerii naționale carnetele de partid. Evenimentul va fi transmis în direct la Nord-Vest TV. Este pentru prima dată când organizația județeană a PSD primește în rândul său un număr așa de mare de noi membri tineri. Președintele PSD Satu Mare consideră că sprijinirea acestora este esențială pentru bunul mers al partidului. Vom amâna 1000 de carnete tinerilor socialdemocrați. Puține organizații din țară se pot mândri că au reușit să adune în jurul partidului lângă noi 1000 de tineri. Asta înseamnă foarte mult și nu ne oprim aici. Este o muncă foarte susținută, în primul rând, cu cei tineri. De acum un an, de când am preluat organizația județeană, mi-am impus să atrag de partea mea tinerii, să le dau o șansă și știu ce înseamnă asta când sunt aproape de mine. De la satul mare, premierul se va îndrepta spre județul Maramureș.